În rezolvarea multiplelor probleme de sănătate publică din localitățile rurale, mai ales au fost găsite de către Ministerul Sănătății și Ministerul Educației o serie de soluții de avarie care țin de regulă de angajarea unor asistenți comunitari care își desfășoară activitatea doar în teren, în rândul oamenilor, la domiciliul acestora. La Ion Creanga am noroc că primăria are angajat asistent comunitar. Și asistentul comunitar face triajul la școală și... Bine, asistentul comunitar poate să spune dacă copilașul X are lindin, are păduc, dacă, are scabie, nu, are... asistentul comunitar este un asistent care vizitează nu numai școala, orice cetățean din comuna respectivă. Și dacă are o suspiciune de ceva, în fișa postului al său spune că trebuie să-l ia de mânuță pe respectivul cetățean și să-l ducă la cabinetul medicului de familie. Gravide, bătrâni și eu când și am o problemă... Și dacă n-are suspiciunea că de regulă pe asemenea posturi ajung cadre foarte slab pregătite de cei care n-au fost aia în stare să Direcția de Sănătate i-a angajat. Aceste cadre sanitare cu studii medii post-liceale au fost angajate prin concurs de către direcțiile de sănătate publică din rândul asistenților medicali pregătiți de școlile sanitare post-liceale. Direcția de sănătate publică pe bază de concurs i-a angajat. Asta nu mai putem spune că... Asta ca și la asistenții școlare, ce ești poveste. Asta nu mai e treaba noastră. Din moment ce scrie că este asistent, ar trebui să... fie și profesionist. Pentru rezolvarea problemelor care țin de supravegherea stării de sănătate a elevilor în foarte multe localități, inclusiv la Roman, primăriile au făcut contracte de colaborare cu medicii de familie, care se obligă ca, în afara programului de supraveghere a propriilor pacienți, să se ocupe și de problemele de sănătate ale elevilor din școlile care funcționează în localitatea respectivă.